No, hai, bună dimineața! Iată, e 7:30 și îndreptăm spre piață. E duminică dimineața, e ora 7:27, ne îndreptăm spre piață. Merem să vedem ce mai e pe acolo. Dacă haideți cu mine. Din păcate, ia uitați, a început să plouă odată noapte, dar acolo se vede soarele. Așa că avem o speranță că astăzi timpul va fi frumos. Hai să vedem ce se va întâmpla. Uitați că ploaia aproape s-a oprit. De acolo se vede soarele, așa că avem o speranță mare că va fi o zi frumoasă astăzi. Să știți că mere bine șaranul, îmi place cum mere cu roțile astea, deși la început nu mă așteptam. Adică mi se părea că le învârte puțin mai greu. Dar acum m-am obișnuit cu ele. Și ce mai e, distanță de frânare. Adică frânează mult mai greu, mult mai greu, puțin mai greu ca și cu cele de 16, adică distanța e mai mare la frânare. Ia uitați ce frumos e de soarele acolo. Ne apropiem aici de piață, hai să vedem dacă vom găsi locuri. Da, sunt o grămadă de locuri. Încă e dimineață, dar sunt locuri de parcare. Pe aici e intrarea la mașini. Uite un Audi cum am avut eu. Merem în față. Uite și o remorcă. Am ajuns. E luăm tot ce ne trebuie la noi și merem să vedem ce se întâmplă și ce zi va fi astăzi. Pentru că, după cum se vede, plouă afară, dar nu știu ce va fi. Dacă doriți să ne ajutați la creșterea acestui canal, vă invităm să vă abonați la canal, să ne dați un like și o distribuire, iar pentru orice mică donație aveți jos în descriere conturile noastre. Ia uitați, am ajuns aici la mașină. Uite, stau de frig afară. Să deschidem. Am acolo și roțile, dar nu le scot afară. Am pornit puțin mașina să se încălzească motorul aia, să meargă, să văd dacă nu-i slabă bateria. Uitați acolo în spate roțile care le-am vopsit, dar cum am zis încă nu le scot afară, vreau să văd dacă se oprește puțin ploaia, că se pot ridica și bancheta și să-i pun aia din spate acolo. Da. Vedem ce se întâmplă pe parcursul zilei. O să scot roțile, să le pun aici jos. Pentru că s-a mai oprit ploaie, da? E destul de rece. O să le pun acolo în față. Le iau și le pun aici în spate la mașină. Noi, uitați, așa arată acum BMW-ul în spate și așa arată acum. Tot am șters mașina, mai ștergem și roțile. Nu, uitați, e gata, șterse și mașina. Destul de liniște pe aici. Multe locuri goale. Acolo sunt și roțile.
Merem să mai stăm un pic înăuntru, că e destul de rece. Sunt îmbrăcat ca și vara. Stăm și așteptăm clienții. Vremea s-a făcut mai frumoasă, afară e mult mai bine. Și oamenii au început să vină mai mult la piață. Tot aici suntem, e aproape ora 12. O să merg eu imediat acasă. Foarte slab, se simte perioada asta de concedii. Ești foarte puțină lume la piață, am avut ceva clienți, dar slab. M-am urcat aici în spate la BMW, mama n-am stat niciodată, dar să știți că stai foarte, foarte comod. Deci în mașina asta niciodată n-am stat aici în spate. Hai să vă spun ceva, am acolo roțile afară, sunt pe 17, alea ce le-am vopsit, le-am adus să le vând. Deci vine lumea să uită la ele, oh, pe cât ești? Pe 17, da, știi, mi-ar trăi pe 16. După aia vine altul, iar, da, mi-ar trebui pe 18 sau pe 19. Deci am pățit așa de vreo 5 ori. Până la urmă zic, stai că fac altceva să văd dacă chiar le trebuie oameni sau nu. Să ziceți oameni. Când vine următorul client, iar îi spun, ești pe 17 tot, a, știi, da, mi-ar trebui pe 18. Da, stai, zic, stai că am altă pereche pe 18. Și arăt altă, îi arăt poză luată după internet cu altele, zic, am dat acasă, de fapt nu aveam, numai le-am spus așa, uite aici niște genți frumoase, deci foarte frumoase, genți, am găsit pe internet, am preluat poza doar ca să le arăt și le-am spus așa un preț de nimica, de bătaie de joc, să văd dacă chiar vor să cumpere. Când le-am văzut, a, dar știi, dar nu știu dacă mi se potrivesc, da, sunt frumoase, da, deci lumea vine, nu știu, își găsește de lucru, întreabă, probabil că nu le place modelul sau nu le place ceva, dar le-i rușine să spună că, de fapt, nu vreau să cumpere sau să vadă. Așa că aleg o minciună, spun că ar trebui mai mare sau mai mic sau tot felul de scuze din astea. Asta e ce să faci. Deci arată într-un fel BMW-ul ăsta foarte frumos. Ia uitați acolo, o grămadă de dotări are. Și chiar e întreagă mașina, inclusiv plasa asta de aici, rulou ăla din spate ce-l tragi, la rulou are chiar și o umbrelă, deci e foarte întreagă mașina și foarte bine întreținută. Vedeți voi, inclusiv suporturile astea de pahare, toate le are și sunt ok, nu-i rup niciunul și acolo în față. Deci absolut nimica nu-i rup la ea. Uitați cotiera, volanul cum arată, butoanele, scaunele. Totul e super la mașină. Ia uitați, de asta vă spuneam. Asta se ridică separat când deschizi luneta. Uite acolo umbrela. Na, te poate prinde liniștit ploaia, ai BMW, ai umbrelă.